Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la ultima întâlnire cu basketul masculin din Liga 1 pe 2017. Este ultima etapă din sezonul regulat a 10-a campionatului, rundă în care se întâlnesc în sala sporturilor din Constanța, formația locală Basket Club Atletic și echipa satelită a clubului de Ligă Națională Phoenix Galați. Oaspeții poartă astăzi un echipament alb complet, Phoenix în negru-verde. Meciul începe chiar acum, angajamentul a fost câștigat de Șerban și Milo și avea posibilitatea să marcheze după doar 5 secunde primele puncte ale meciului, însă a ezitat. Așadar, meciul a început în următoarea alcătuire a celor două formații. Începem cu oaspeții care au deplasat la Constanța următorii jucători: Alexandru Patco, Mihai Grecu, Cezar Bănescu, Matei Stan, Victor Mosolea, Lucian Zaharia, Andrei Giangu, Vlad Ghețău, Teodore Vlad și Ionuț Ioniță. Antrenor este Cosmin Șerbănescu. Iată și primele puncte ale constanțenilor, marcate de Andrei Șerban, care a egalat la 2. Acum o intercepție, contraatac, însă But scapă mingea. Și posesia va fi de partea oaspeților. Iată-i și pe basketbaliștii trecuți pe foaia de joc de antrenorii Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanovici. La Basket Club Atletic Constanța, director tehnic este Vasile Pașca, iar team manager Andrei Talpeș. Așadar, cei 12 constanțeni sunt: cu numărul 1, Jeremy Booth; 2, Bogdan Călin; 7, Andrei Oprean; 9, Vladimir Mihai; 10, Andrei Șerban; 11, Alexandru Liță; 12, Alexandru Unitu; 14, Adrian Trandafir; 15, Sergiu Ursu; 23, Andrei Bercea; 32, Cătălin Miloș; și 34, Radu Stan. Remarcabil este faptul că jumătate din numărul total de jucători ai lui Atletic Constanța, deci jumătate din acest număr, 6 mai precis, sunt juniori: Oprean, Unitu, Ursu, Bercea, Miloș și Stan, iar dintre ei deja din primul minut, din prima secundă a partidei, evoluează Miloș, Unitu și Oprean alături de But și de Șerban. Acesta este cinciul de start al lui Basket Club Atletic Constanța. 2-2 a rămas rezultatul, fixat chiar în primul minut de joc. Foarte tânără și echipa gălățeană deplasată astăzi la Constanța, de aceea Alexandru Olteanu mizează și el pe jucătorii săi tineri pentru a le oferi minute în campionatul național de seniori Liga 1. Vă spuneam că este ultima etapă din sezonul regulat, iar meciul are importanță doar pentru orgoliile celor două formații, mai ales pentru orgoliul gazdelor, pentru că Atletic, dacă reușește astăzi victoria, se va califica la turneul semifinal de pe primul loc al grupei a patra. 2 puncte pentru Andrei Oprean, iată-l scăpat pe contraatac. Și pentru prima oară conduce Constanța în disputa cu echipa din Galați. Încă un contraatac, Șerban vine la suport Miloș, să-l vedem. Miloș sub panou, scoate pentru Booth, o încercare de 3 puncte, nu, Unitu a apărut și el în joc. 3 puncte Oprean. Andrei Oprean, un jucător care a evoluat foarte bine și în partida precedentă jucată aici la Constanța de Atletic. A fost al doilea coșgeter al echipei, 22 de puncte dacă nu greșesc, dintre care 3 coșuri de 3 puncte. Ultimul a fost și cel care i-a trecut pe Atletic dincolo de granița celor 100 de puncte. 101 puncte mai precis a marcat în etapa precedentă, în disputa cu Politehnica 2 Iași, Basket Club Atletic Constanța. Schimbări la gazde, intră Ursu în locul lui Unitu și Călin în locul lui Șerban.
A fost sancționat But pentru fault intenționat, două aruncări la coș pentru Grecu și posesie pentru Phoenix 2 Galați. Grecu transformă pe prima aruncare, 7-5. O marchează și pe a doua. Și dunărenii au acum posesia. Iată, cu numărul 0 pe tricou este Matei Stan. Avem un Stan și noi la Constanța, pe Radu Stan. Probabil că îl vom vedea în joc. Ursu înscrie, nu, Călin, rectific, Călin înscrie primele sale puncte astăzi. Abia intrat în joc. Bogdan Călin, 22 de ani, 1,87 m, joacă pe postul de extremă, însă nu a fost foarte des utilizat de tehnicienii Atleticului. Același jucător pătrunde și marchează încă două puncte pentru 11-6. Iată-l cu poftă de a arunca la coș pe jucătorul de care tocmai am vorbit, Bogdan Călin. 4 puncte pentru el, 5 pentru Oprean. 9 și a mai înscris Șerban, 2 puncte pentru formația noastră. Multe ratări sub panoul constanțean, de aceea și avem atât de multe intercepții. Oprean mai adaugă 2 puncte în contul gazdelor și cred că va fi o victorie la scor pentru Atletic Constanța, după cum se prefigurează în acest debut de meci. Acum a fost o greșeală personală comisă de Bogdan Călin și încă o schimbare la formația noastră. Vladimir Mihai îl înlocuiește pe Jeremy Booth. Penalizați constanțenii cu două aruncări libere. Le execută numărul 6, Alexandru Patco. Remarcabilă precizia tinerilor gălățeni, care iată înscriu 100% din aruncările libere în acest debut de meci. 13-8. Ursu pentru Oprean, mai sunt pe teren Miloș, Călin și Mihai. Jucăm fără pivot în această perioadă partidei. Miloș și-a asumat răspunderea postului de pivot și tot el a reușit primele puncte. Imediat au replicat gălățenii prin Andrei Giangu. Ursu scoate la Oprean, Mihai. Își potrivise aruncarea de 3 puncte, dar a ezitat. Încearcă și reușește Oprean. Oprean, care a ajuns la 10 puncte înscrise, 2 dintre ele din aruncări de 3 puncte. Încă 2 puncte și pentru gălățeni. 18-13. Ursu pentru Miloș, tot la 3 puncte Miloș, înscrie și Miloș! Este un joc foarte cursiv, puține faulturi, multe puncte. Deja avem aproape 7 minute din acest prim sfert. Călin încearcă și el la 3 puncte! Festival! Festival al aruncărilor de 3 puncte în sala sporturilor din Constanța. Să-i vedem și pe gălățeni, ratează, Mihai recuperează, însă contraatacul se transformă în pozițional. Nu, pentru că pătrunde Oprean, ratează de sub panou, recuperează și transformă acest atac Călin, 26-13. Foarte, foarte multe puncte, vă spuneam. Și iată primul timeout al acestei partide. Ba nu, este doar schimbare. Schimbări, mai bine zis, în ambele echipe.
la formația noastră. Intră pe teren Andrei Bercea în locul lui Oprean, care este aplaudat generos de colegii prezenți pe banca de rezerve. Iată-l pe Bercea la prima sa atingere de balon. Ursu pentru Bercea, așteaptă Miloș. Încă 10 secunde din acest atac, dar Bercea s-a grăbit și a comis pași. Posesia este acum a Gălățenilor, conduși cu 13 puncte diferență în acest prim sfert al partidei. Phoenix Galați a venit la Constanța fără jucători prea înalți. De aceea probabil și Alexandru Olteanu a mizat acum pe un 5 alcătuit din jucători sub 1,95 m. Cel mai înalt este Miloș, 1,85 m, dintre cei prezenți în teren. Ursu are 1,83, Vladimir Mihai tot 1,82. Mai este Călin de 1,87, chiar sub 1,90 sunt componenții cinciului constanțean în acest moment. Bercea 1,82. Schimbări la ambele echipe. Stan în locul lui Călin, Stan al Constanței, pentru că vă spuneam, există un jucător cu acest nume și la Galați, Matei Stan, cel cu numărul 0, Radu Stan, numărul 34, 1,86 m, 18 ani, a intrat acum la Athletic Constanța. Încet, încet rămân doar puștii pe teren, 4 juniori are Athletic acum, plus Vladimir Mihai. Penalizați jucătorii constanțeni pentru un fault ofensiv. Miloș nu a fost atent la faza precedentă. Intercepția lui Mihai, iată-l pe Ursu pătrunzând spre panou. Ursu pentru Bercea, puțin surprins Bercea de faptul că i s-a pasat balonul. A marcat, să vedem dacă punctele vor fi acordate. Da. Scorul a devenit 28-15. Și Bercea are de executat o aruncare liberă suplimentară. Încă un minut și jumătate din primul sfert al partidei. 29-15. Precizie a lui Bercea în această aruncare liberă. După cum vedeți, Gălățenii au o viteză deosebită în pasarea mingii, ajung repede sub panou, însă suferă la capitolul precizie. Ursu câteva dribblinguri, Mihai își încearcă șansa de la 3 puncte. Mingea lovește inelul și este recuperată de Phoenix. Încă o ratare, dar a recuperat numărul 5, Vlad Ghețău, și încă un fault comis de echipa constanțeană, a ajuns la 5 greșeli în acest prim sfert. Nu a fost fault la faza precedentă, doar 4 greșeli de echipă pentru Athletic. Încă 30 de secunde din primul sfert, Miloș pătrunde, aruncă, dar este faultat și va avea de executat 2 aruncări la coș de la linia de pedeapsă.
Meciul este arbitrat de Dragoș Barbu din Iași, Andrei Răileanu din Focșani și Daniel Ungureanu din Iași. Comisar din partea Federației Române de Basket, Cristian Vilcinski din București. Prima ratare a unei aruncări libere. Miloș mai are dreptul la una. Pe care o fructifică. 30 la 15. Mai sunt 26 de secunde din această repriză, din acest sfert al primei reprize. Remarcabil este faptul că niciunul dintre cei doi antrenori nu a solicitat timeout. Încă 10 secunde, ultimul atac probabil al Atleticului. Stan de la linia de 3 puncte. Stan ratează, mingea este recuperată. Bercea pe sirenă înscrie Bercea, încă 2 puncte. Iată scorul primului sfert al meciului de la Constanța dintre Atletic și Phoenix 2 Galați. Este 32 la 15. Noi vom reveni în scurt timp după o scurtă trecere prin studio. Am revenit în transmisiune directă, așadar la capătul primului sfert al partidei dintre Basket Club Atletic Constanța și Phoenix 2 Galați. Scorul este 32 la 15. Punctele echipei noastre au fost marcate de Oprean 10, Călin 9, Miloș 6, Bercea 5 și Șerban 2. Atacă formația gălățeană. Din nou schimburi rapide, încă 3 secunde mai aveau din acest atac, a recuperat Vladimir Mihai Bercea. Vă spuneam că meciul nu prea este atât de important decât pentru gazde, care vor câștiga grupa a patra în cazul unei victorii. Iată cum se prezintă clasamentul acestei grupe în acest moment, înaintea ultimelor două partide, pentru că din etapa a 10-a un meci s-a jucat în devans. Un scor mai puțin întâlnit la basket masculin, dacă într-adevăr acesta a fost rezultatul corect afișat pe site-ul federației. Doar un punct a reușit Stan în urma acelei aruncări libere transformate. Așadar, Rapid București, BCM, UFC Argeș 2 Pitești a fost 88 la 29. E greu să cred totuși că doar 29 de puncte a marcat Piteștiul într-un meci masculin. Celălalt meci programat vineri, adică tot astăzi, Politehnica 2 Iași, Colegiul Național Aurel Vlaicu București. În clasament, Atletic și Aurel Vlaicu au câte 16 puncte, la fel și Rapidul, dar și-a încheiat partidele. Va rămâne cu 16 puncte în funcție de rezultatele înregistrate în această etapă. Atletic și Vlaicu vor depăși în clasament și sunt matematic calificate pentru faza semifinală a ligii întâi.
Urmează echipele din Pitești cu 14 puncte, Iași și Galați câte 11 puncte fiecare. Contraatac Constanța, Berce a primit de la Ursu și a fructificat 35-15. N-ar fi exclus să vedem încă 100 în dreptul echipei de pe litoral. Dacă Atletic depășește 100 de puncte, va fi pentru a treia oară în 10 etape. Bercea se resimte în urma faultului pe care, culmea, el l-a comis, motiv pentru care Patco va avea dreptul la două aruncări libere. La faza semifinală a ligii întâi se califică primele două clasate cu drept de promovare din fiecare grupă. La ora actuală, din celelalte grupe sunt sigure de participarea la faza semifinală, deci viitoare adversare ale Atleticului. Următoarele echipe: CSM Sighetu Marmației, CSM Mediaș, CSO Voluntari, CSM Ploiești, CS Cuza Sport Brăila. A opta participantă la faza semifinală va fi stabilită în urma meciului direct dintre formațiile bucureștene Știința și Agronomia. Meci programat în ultima etapă. Va urma, după 15 ianuarie, un campionat tur-retur între aceste 8 formații. În total, așadar, 14 etape cu 7 meciuri acasă, 7 în deplasare. Ursu pasă pentru Stan, Bercea și încearcă șansa de la 3 puncte și mingea părăsește coșul după ce a flambat pe inel. A intrat în joc, iată-l cât pe aici să reușească o intercepție, Alexandru Liță la Atletic. Stan ratează din nou încercarea de a marca de la 3 puncte. Liță ezită. Stan, un alley-up încercat de Radu Stan și o intenție neînțeleasă de coechipierul său Liță. Ursu, Unitu, Bercea, Stan și Liță acum în teren pentru Atletic Constanța. Liță este faultat, dar nu cred că va primi aruncări. Va fi doar posesie pentru Atletic Constanța. Schimbare la echipa oaspete. Matei Stan, numărul 0. Îl ia în marcaj pe omologul său, Radu Stan, numărul 34 de la Atletic. Iată în stânga pe cei doi basketbaliști, numerele 0 și 34. Iată-l pe Andrei Bercea, cum își fixează aruncarea, încă 3 puncte pentru echipa constanțeană. Bercea a reușit 5 puncte în acest sfert cu numărul 2. Are 10 în total, la fel ca Oprean. Și au pierdut mult din precizie gălățenii. Este posibil ca și efortul fizic să-și lase urmele în evoluția lor. Asta pentru că sunt doar 9 jucători. Frumoasă pătrunderea lui Unitu, mult sângeret, ce iată-l cum se strecoară acest basketbalist care are doar 16 ani. Va împlini 17 pe 19 martie 2018. Are 1,85 m înălțime, joacă pe postul de fundaș.
Între timp au reușit primul coș din acțiune și oaspeții. Primul coș din acțiune în această repriză. Încearcă antrenorul gălățean Cosmin Șerbănescu să-și rotească jucătorii. Este clară diferența de valoare între Athletic Constanța și Phoenix 2 Galați. Victoria deja nu cred că mai este pusă la îndoială de cineva. O aruncare care s-a vrut de 3 puncte și care nici măcar nu a atins inelul. Posesie pentru formația gazdă, mai sunt 5 minute din această primă repriză. Ursu îl angajează pe Liță și iată-l pe Alexandru Liță marcând primele sale puncte astăzi. Foarte, foarte eficientă apărarea constanțeană. Se mișcă foarte bine, stă foarte bine echipa gazdă în defensivă. Acum Liță ratează de două ori în aceeași fază. Să vedem contraatacul oaspeților. Transformat acum în atac pozițional pentru că Athletic s-a repliat excelent. Radu Stan a recuperat. Iată-l pe Unitu, Ursu. Puține schimbări a făcut Olteanu în această repriză. În acest sfert al primei reprize. Pătrunde Ursu. 44-18. Iată ce frumos a driblat acolo, s-a strecurat sub panou. Acum de-abia se mai fac niște schimbări. Oprean și Miloș, ies Radu Stan și Liță. Acum 5 juniori are Constanța în teren. Și anume Oprean de 18 ani, Unitu de 16, Miloș de 18, Bercea de 17 și al cincilea este Ursu, 17 ani. Oprean pentru Miloș. Multă siguranță în joc pentru Miloș. Foarte calm a evitat acolo atacurile apărătorilor și a urcat scorul la 46-18. Tot el nu a fost atent acum sub panoul nostru și când a recepționat balonul avea un picior în propria jumătate de teren, dar și unul în afara terenului. Păcat de această acțiune. Înscrie numărul 43 de la Phoenix, Lucian Zaharia, 46-20. Oprean a pătruns frumos, dar a greșit aruncarea. Posesie pentru Phoenix Galați, care, vă spuneam, face foarte des schimbări. La cel mult un minut distanță mai apare câte un alt jucător în cinciul oaspeților. Ursu interceptează și aduce încă două puncte echipei sale. Revedem faza. Și încă o intercepție, de data aceasta a lui Unitu, același Ursu lansat pe contraatac. Deja 50 de puncte pentru Athletic. Asta în condițiile în care evoluează tinerii din echipă, juniorii mai bine spus. Vă spuneam că
Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanović mizează astăzi pe 6 juniori. Doar Radu Stan este acum pe banca de rezerve. Ceilalți 5 sunt pe teren. 3 puncte pe care le-a reușit Matei Stan, basketbalistul cu numărul 0. Iată ce aruncare frumoasă și curată a reușit. Îmi place că echipa noastră are în continuare multă seriozitate în joc. Nu și precizie, Miloș îmi pare puțin obosit de această navetă între cele două panouri. A ratat o aruncare simplă ceva mai devreme. 50-25 a devenit scorul între timp. De această dată Miloș se revanșează și mai pune două puncte în contul Atleticului. Încă o intercepție. Combină rapid Unitu și cu Oprean. Să vedem ce au dictat arbitrii. Doar posesie pentru Constanța, nu a fost o infracțiune. A ieșit Ursu, a revenit Radu Stan la Basket Club Atletic Constanța, care joacă în continuare cu 5 juniori. Recuperează Miloș. Fault în momentul aruncării. Iată, revedem faza. A reușit să introducă mingea în coș Cătălin Miloș și acum încearcă să mai aducă un punct echipei sale. Ratează, mingea este recuperată tot de Miloș. Oprean pentru Bercea. Ajează atacul Bercea. Și s-a auzit o sirenă. Se încheiase atacul echipei constanțene fără a fi aruncat mingea la coș. Între timp, pe contraatac, faultează Radu Stan și Alexandru Patco are din nou de executat aruncări libere. Încă 26 de secunde din prima repriză a meciului de la Constanța dintre Basket Club Atletic și Phoenix 2 Galați. A fost o singură aruncare liberă pentru că Galațiul marcase. Lungește atacul Oprean. Să vedem cine va arunca. Încă 3 secunde. Oprean. Mingea nu a intrat în coș. Să vedem dacă punctele vor fi acordate pe recuperare. Da, sunt acordate. Radu Stan pentru 56-28 rezultat la pauză în disputa dintre Basket Club Atletic Constanța și Phoenix 2 Galați. Vom reveni după aproximativ 15 minute aici în sala sporturilor.
Universat prezintă Toto de 1000, internet de 1 gigabit pe secundă, trafic nelimitat, e-mail, web hosting, televiziune digitală, mai mult de 40 de canale HD, 3 luni gratuitate la servicii. Intersat. Gândește, simte plăcerea internetului. Clopoței, clopoței, vesel sună ei de Crăciun și eu aș vrea să câștig o Dacia. Nico, hai te rog frumos, lasă cântatul și ajută-mă și pe mine să termin de aranja premiile cadou pe care Catena le oferă de Crăciun clienților fideli. Hai te rog frumos. Cu mare bucurie, ca de sfârșit de an, te ajut să pregătești cadouri Dacia Logan. Până termin eu de pregătit mașinuța asta, da? Uite, îți mai dau ție să le pregătești pe celelalte, că sunt atâtea care așteaptă. Uite-te, te rog frumos. Catena.
Am revenit în transmisiune directă în sala sporturilor din Constanța mai repede decât era de așteptat, pentru că având acordul arbitrilor, cele două echipe au decis să scurteze pauza dintre cele două reprize. Scorul este acum 58-30. Ursul a adus două puncte pentru Atletic, iar gălățenii au înscris și ei la faza pe care tocmai ați văzut-o. Tot pe juniori mizează antrenorii Olteanu și Ivanovici și în startul reprizei a doua. Suntem în sfertul al treilea al partidei dintre Basket Club Atletic Constanța și Phoenix 2 Galați. Primul sfert s-a încheiat cu scorul de 32-15, al doilea 24-13. Așadar, scorul la pauză 56-28. Revedem și acțiunea lui Radu Stan cu pasă decisivă pentru Cătălin Miloș. Intercepție și contraatac. Bercea este liber, Stan primește, dar mult mai rapid a fost un apărător gălățean repliat în mare, mare viteză. Era Teodor Vlad. Nu, numărul 66 pe tricou, are alt număr pe short. Ionuț Ioniță. Iată-l pe Andrei Bercea, marcând încă un coș de 3 puncte. 63-28. 63-30, rectific. În prima repriză, punctele constanțenilor au fost înscrise de Miloș 12, Oprean și Bercea câte 10, Călin 9, Ursu 6, Radu Stan 3, Unit, Uliță și Șerban câte 2 fiecare. A transformat Vlad Ghețău, ambele aruncări de care a beneficiat. 63-32 acum. Bercea ratează, să vedem posesia pentru Galați. Miloș Bercea, Stan, Oprean și Ursu sunt componenții echipei constanțene în acest moment. Aruncare de 3 puncte, nereușită, recuperează numărul 4 al Galațiului, Mihai Grecu. Fault comis de Ursu, am impresia. Și acum prima schimbare în această repriză la echipa constanțeană, Miloș înlocuit de Unitu. Deci e tot juniorii. A aruncat în ultima secundă, aproape. Alexandru Patco se pune aruncarea lui. 34 este punctajul lui Phoenix 2 Galați în acest moment. Bercea și încearcă șansa de 3 puncte, ratează de această dată. Și Unitu este penalizat cu un fault ofensiv. Posesie pentru Phoenix 2 Galați. 3 greșeli personale are în acest moment Cătălin Miloș, iar Unitu a acumulat-o pe a doua. Luptă aprigă acolo pentru minge sub panou. Cred că și-a luat și câteva degete în ochi cinciarul Phoenix-ului Vlad Ghețău în lupta sa cu Andrei Bercea. Însă Radu Stan este penalizat pentru acel fault.
A ajuns și el la 3 greșeli personale în acest meci. Cred că erau 2 aruncări. Într-adevăr. S-au grăbit jucătorii celor două echipe. 63-36. Pentru că Vlad Ghețău n-a avut emoții în a transforma cele două aruncări. Oprean Ursu așteaptă în colțul terenului Bercea. Să vedem cu cine va combina Ursu. Stan se strecoală acolo sub panou, nu are noroc. Mingea iese din inel. Bercea, intercepție, pasă pe contraatac la Ursu. Au acumulat repede 4 greșeli de echipă constanțenii, n-ar fi exclus să vedem, să-i vedem penalizați cu 2 aruncări libere în curând. Mai sunt 5 minute din acest sfert. Sfertul al treilea al partidei. Intercepția lui Ursu. Să vedem cine marchează. Unitu. Frumos contraatac. Trei puncte marcate de numărul 43, Lucian Zaharia. Revedem aruncarea sa. Stan. O echipă foarte omogenă acum în teren la Athletic Constanța. Cei 5 basketbaliști utilizați acum de echipa gazdă, ca și Cătălin Miloș, se cunosc de mulți ani. Au evoluat în 10, poate sute de meciuri la juniori și înainte de a fi juniori. Ei au fost crescuți la Basket Club Athletic Constanța. Foarte bună această experiență a unui meci de Liga 1 pentru toți, dar nu trebuie să uităm că adversarii pe care îi iau în față sunt la fel de tineri. Primul fault al reprizei în contul gălățenilor. Mai mult de 7 minute fără ca Phoenix 2 Galați să faulteze în acest sfert cu numărul 3. Miloș a revenit în teren, o pasă pe la spate a lui Oprean. Încă 3 secunde trebuie să arunce la coș, o face cu succes Alexandru Unitu. Am putea spune că juniorii noștri sunt mai buni decât juniorii lor. După această partidă, Athletic Phoenix 2. Reiau atacul gălățenii, trebuie să arunce la coș, mai au 7 secunde. Mingea nu atinge instalația și este posesie pentru formația gazdă.
Basket Club Atletic Constanța va încheia prima parte a campionatului cu 18 puncte acumulate din 8 victorii și 2 înfrângeri. Echipele care i-au învins pe constanțeni sunt cele două bucureștene din serie, Colegiul Național Aurel Vlaicu a câștigat chiar aici la Constanța, iar Rapid a învins în Sala Giulești. Rezultatele directe însă între Atletic și CNAV București sunt favorabile constanțenilor, care au câștigat la 6 puncte diferență pe terenul lui Aurel Vlaicu și au pierdut la doar 5. Ursu pentru punctul 75. Trei puncte realizate de Vlad Ghețău. Trei puncte și Bercea. Au obosit gălățenii, nu prea se mai pot apăra. Dacă în atac mai e cum mai e, în defensivă adversarii fac cam tot ce vor. Picior la Ursu, posesie pentru Phoenix, care are 14 secunde din acest atac. 16 secunde mai sunt de jucat din primul sfert. Intercepția lui Oprean, Miloș, asist pentru Sergiu Ursu. Cred că a fost ultimele puncte ale sfertului. 80-42 este rezultatul după 3 sferturi din partida Basket Club Atletic Constanța Phoenix 2 Galați. Am revenit după pauza dintre sferturile 3 și 4. 80-42 a rămas rezultatul. De 17 secunde a început ultimul sfert al partidei. Fault ofensiv comis de Cătălin Miloș, a ajuns la 4 greșeli personale. Posesie pentru Constanța, pentru că Gălățeanu l-a pășit în afara terenului de joc. Ursu, Oprean, Miloș, Bercea și Unitu sunt cei 5 constanțeni prezenți acum pe teren. Ratează Miloș de sub panou. Însă imediat cu echipierii săi s-au repliat și Galațiul nu a putut declanșa contraatacul. Ursu.
a pasat cu Unitu Bercea Pătrunde, pasă pentru Miloș. Iată primele puncte ale sfertului 4, Cătălin Miloș. A ajuns la un total de 16, Bercea a marcat 17. Iar Ursu 14 puncte. Ei ar fi cei mai eficienți în acest moment. S-a încheiat atacul gălățean. Punctele nu sunt valabile, cred, deși pe tabelă scrie 44. Se pare că sirena s-a auzit după ce marcaseră gălățenii. Acum Miloș reușește și el o aruncare de 3 puncte. 85 la 44. Da, am impresia că este o defecțiune la acea sirenă care tot anunță expirarea timpului de atac. Se aude când și când, fără nicio legătură cu scopul pentru care este ea montată aici în sala sporturilor. Atac ratat pentru Constanțeni. Nu prea am văzut multe atacuri ratate. Încă 7 minute din acest meci. Și în continuare, Alexandru Olteanu îi ține lângă el pe bancă pe seniorii echipei. Jeremy But a jucat astăzi, Bogdan Călin a jucat și el, l-am văzut și pe Vladimir Mihai, și pe Andrei Șerban, și pe Alexandru Liță, doar Adrian Trandafir nu a primit minute în acest joc. 85 la 46, atacăm prin Bercea, scoate la Miloș. Miloș încearcă să pătrundă și să vedem, posesie gălățeană. Revine Radu Stan pe teren, iese Cătălin Miloș. Este ultima transmisiune sportivă în direct din acest an 2017 pe care o efectuează Dotosport, televiziunea sportului Constanțean, un proiect susținut de Intersat și de Air Video Studio. Vă reamintesc faptul că Dotosport este un canal TV online Full HD care promovează sportul Constanțean. Echipa de producție este una cu experiență de 20 de ani în transmisiunile sportive. Dotosport este disponibil pe Facebook, pe YouTube, în grila IPTV oferită de Intersat, dar și pe site-ul www.dotosport.ro. Anul acesta Dotosport a făcut mari eforturi pentru a le oferi constanțenilor cât mai multe evenimente sportive. Spicuiesc dintre ele, în primul rând, handbal masculin din cupele europene. La Dotosport ați putut vedea toate cele 4 meciuri jucate de Handball Club Dobrogea Sud Constanța în Cupa EHF, dar și mai multe meciuri din campionatul intern și din Cupa României. De asemenea, ați putut urmări la Dotosport handbal feminin, basket din Liga 1 și din campionatele naționale de juniori, rugby din divizia A, din divizia națională de seniori și din campionatele naționale de juniori. Gale de arte marțiale, toate cele 3 gale Urban Legend, ultima chiar de ziua națională a României, 1 decembrie, Urban Legend 3. De asemenea, am transmis Colosseum Tournament, am transmis Regata Universităților din Constanța, Superbet Constanța Street Play,
basket 3x3, Aqua Challenge, maratonul de not la Marea Neagră, campionatul național de handbal pe plajă, Strongman Mamaia 2017, Enjoy Hell Mamaia, campionatul mondial de hand-to-hand fighting s-a desfășurat aici în sala sporturilor, campionatul european de padbol și de asemenea cele mai importante meciuri de la trofeul Telegraf la fotbal în sală. Dotosport a transmis și alte evenimente din viața orașului Constanța, cum ar fi Ziua Internațională a Dansului, Balcanica, Veara Cânticului Armânescu, festivitatea de absolvire a Facultății de Medicină din cadrul Universității Ovidius Constanța, promoția 2017, Primuveara Armânilor, concertul de Crăciun al Universității Maritime Constanța și, duminică, Gala Sportului Cumpănean. Facem eforturi considerabile pentru ca transmisiile anului 2018 să fie și mai spectaculoase și mai plăcute pentru dumneavoastră, publicul. 2018 va fi un an plin de evenimente sportive și vă asigurăm o parte dintre ele. Le veți vedea și la Dotosport, televiziunea sportului constanțean. Revin la meciul desfășurat acum în sala sporturilor din Constanța, pentru că gazdele s-au apropiat de 197-48. Berce a vrut să fie el cel care atinge 100 pentru Atletic, a ratat acea aruncare de 3 puncte, dar mai este de jucat destul. 3 minute și jumătate din acest moment. Stan sub panou, 2 puncte, da. 99-48. Să vedem cine va avea onoarea să înscrie punctele 100 și 101, poate, de ce nu 102, pentru Basket Club Atletic Constanța. Pleacă pe contraatac Unitu și el depășește cu cele două puncte ale sale 101-48. Vă spuneam, este al treilea meci în care Basket Club Atletic Constanța marchează mai mult de 100 de puncte. Un capac al lui Oprean, pleacă Bercea pe contraatac, este liber Stan. Stan încearcă de la 3 puncte, ratează, recuperează Oprean. Andrei Oprean încearcă o pătrundere, îl găsește pe Unitu. Frumos! Frumos efortul puștilor constanțeni de a face spectacol în fața publicului venit să-i vadă la ultima reprezentație din 2017. Cu siguranță meciurile din faza semifinală vor fi mult mai dificile decât acesta cu Phoenix 2 Galați, dar și antrenorii sunt sigur că sunt conștienți de acest lucru și vor pregăti în consecință cele 14 etape din faza semifinală a Ligii 1 de basket masculin, la capătul căreia primele 4 clasate vor obține calificarea la turneul final. Turneul final se joacă într-o singură localitate în 3 zile consecutive. Că fiecare echipă cu celelalte 3 adversare, iar primele 2 clasate de la turneul final obțin promovarea în Liga Națională de Basket Masculin. Un obiectiv pe care Basket Club Atletic și l-a propus pentru sezonul următor. Avem un proiect pe 3 ani. Suntem în al doilea an al proiectului nostru. Nu ne gândim deocamdată la promovarea în Liga Națională. Mai avem mult până să fim competitivi pentru Liga Națională, spuneau cei de la Basket Club Atletic la începutul sezonului. Rămâne de văzut care va fi valoarea echipei constanțene în comparație cu celelalte 7 calificate la faza semifinală. Specialiștii spun că ar fi echipele din grupa A, doua, dacă nu greșesc, sau a treia, echipele
cu mari șanse de promovare și anume, da, sunt cele din grupa a doua, CSO Voluntari și mai ales CSM Ploiești, urmașa celebrei ASE Soft. Dar vom vedea toate aceste șapte formații vor veni aici în sala sporturilor din Constanța și aproape sigur le veți putea vedea și în transmisiune directă la Dotosport. Încă 46 de secunde până la finalul partidei. Gălățenii au de executat aruncări libere prin Vlad Ghețău, numărul 5. Nu, doar una a avut. A fost coș și fault. 107 la 57. Ursu pătrunde din nou Alexandru Unitu. Marcă înregistrată aceste pătrunderi astăzi. Și 3 de secunde. Ratează gălățenii și probabil acesta este ultimul atac al meciului. Gălățenii nu mai vor să se apere, constanțenii nu mai vor să atace. Acesta este rezultatul final în aplauzele publicului spectator. 109 la 57 pentru Basket Club Atletic Constanța, care cu aceste două puncte câștigă grupa a patra din sezonul regulat al Ligii 1 de basket masculin și se califică pentru faza semifinală alături de CNAV București. Cu aceste imagini ale jucătorilor felicitându-se și cu amănuntul că aceasta a fost ultima transmisiune în direct sportivă efectuată în 2017 de Dotosport, televiziunea sportului constanțean, Gabriel Turcu și-a rămas de la bun de la dumneavoastră și în numele întregii echipe de transmisie vă urează Crăciun fericit și la mulți ani 2018. La revedere! Felicitări!